cum aș putea să te descriu, Iisuse? Nu sunt cuvinte îndeajuns în lume să poată exprima a ta iubire, să pot vorbi despre a ta mărire. Tu ești mai mult decât îmi pot imagina, ești mult mai mult decât eu, Doamne, pot visa. Și universul parcă-i mic, îmi vreau să spun, ești necuprins, o Doamne bun. Și glasul tău îl recunosc, o Doamne, în adierea zorilor de zi. Tu ești mai mult decât îmi pot imagina, ești mult mai mult decât eu, Doamne, pot visa. Și universul parcă-i mic, îmi vreau să spun, ești necuprins, o Doamne bun. Tu ești mai mult decât îmi pot imagina, ești mult mai mult decât eu, Doamne, pot visa. Și universul ești necuprins, o Doamne bun. Ce mult aș vrea să pot să conturez un cer întreg cu chipul tău măreț. Cum tu zâmbești, cum, Doamne, ne privești, să pot vedea atât de mult visez, atât de mult visez, visez ca să te văd și într-o zi ne vom întâlni. Atât de mult visez, visez ca să te văd și într-o zi ne vom întâlni.
situația aceasta în care ne aflăm, am discutat din punct de vedere al unității noastre, al felul care să ne protejăm, problemele bisericii, adaptarea în cazul în care avem, să spunem, diverse nevoi și am încercat să aducem cei mai pregătiți oameni pentru a aduce subiectele acestea în fața dumneavoastră. În seara aceasta aș vrea să abordăm puțin diferit situația aceasta generată de COVID-19 și anume, n-aș vrea să mai tratăm din punct de vedere teoretic, indiferent de ce unghi am privi, ci aș vrea să ne uităm la un exemplu clar. Nu știu câți dintre dumneavoastră, cum probabil nici noi cei din studio, ne-am confruntat cu această problemă. Nu știu dacă cineva din jurul nostru, din prietenii noștri, din familia noastră a avut contact. Cu siguranță am auzit la știri, am văzut, am urmărit tot felul de întâmplări și social media ne-a oferit o grămadă de clipuri și mesaje de tot felul. Dar până în acest moment, cred că sunt puțini oameni în România care au avut de-a face cu această boală și mulțumim Domnului că în România încă suntem la un număr destul de bun în comparație cu alte state. Dar mai mult, nu știți câte dumneavoastră, cât din cei pe care îi cunoașteți au fost în contact cu un bolnav cu coronavirus. În seara aceasta vom trece de la partea teoretică și ne vom concentra asupra un alt aspect și anume asupra aspectului practic, al mărturiei unei persoane care chiar a stat în fața acestei probleme și care, după cum veți vedea în seara aceasta, are o mărturie extraordinară. Stimați prieteni, invitatul nostru din seara aceasta este domnul Alexandru Chiriță, asistent medical în zona Milano, Italia. Alexandru, bine ai venit la noi în emisiune! Bine te-am găsit, Cătălin, bine am găsit pe toți ascultătorii, pe toți spectatorii acestei emisiuni și mă bucur, mulțumesc pentru invitație. Sper ca ceea ce voi transmite în această seară să fie un semn de întrebare pentru unii și o încurajare pentru toți. Vreau să spun, am făcut această introducere puțin mai lungă, deoarece încă de la începutul situației de criză, a spune stării de urgență din România, noi am tratat acest subiect al crizei din multe puncte de vedere și am avut invitați de multe profesii și orientări, să spunem, profesionale, teologice și am încercat să luăm această criză, să o tratăm din toate unghiile posibile. Și zic că am reușit lucrul acesta și întotdeauna mesajele noastre, emisiunile noastre s-au încheiat cu o încurajare, cu un îndemn la calm, cu un îndemn la speranță și întotdeauna am încercat să dăm poate ce e mai bun din tot ce se întâmplă în jurul nostru. Am auzit cu toții și am avut și în România cunoscuți cel puțin oameni de care am auzit în mass media, inclusiv în presa creștină, despre cunoscuți de noștri care s-au îmbolnăvit și a trebuit să mijlocim pentru ei, să ne rugăm pentru ei. Iar unul dintre aceștia, cei care au trecut prin canalele media foarte mult în perioada începutului crizei, aș spune, este chiar persoana ta, și anume tu, Alexandru Chiriță, ai fost o persoană foarte prezentă pe mai toate paginile creștine și nu numai. Am văzut multe share-uri pe Facebook, am văzut multe mesaje pe WhatsApp cu îndemnul la rugăciune pentru tine. Iar pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să spui în primul rând câteva lucruri despre tine personal, înainte să intrăm în această mărturie. De cât timp ești în Italia? Te-am prezentat ca un asistent medical din zona Milano, Italia. De când ești plecat? Ce pasiune ai? Cum ești cu familia și tot așa. Da, eu locuiesc aici de 15 ani aproape, în luna octombrie să fac 15 ani, plecat din București ca asistent medical la un spital aici foarte bun. Nu prea avem voie să dăm numele spitalelor când facem anumite comunicate. Însă îi mulțumesc Dumnezeu că El a purtat de grijă și eu am venit direct cu un serviciu aici.
Aici am cunoscut-o, am reîntâlnit-o pe soția mea, Ligia, cu care făcusem aceeași școală, terminase cu un an înaintea mea. Avem o fetiță, ne-am căsătorit în anul 2008, avem o fetiță de 9 ani, Laura. Slujim aici într-o biserică baptistă în apropierea orașului Milano. Prin harul Domnului m-am ocupat, am început în 2008, am început să slujesc Domnului prin cântare, am realizat câteva albume, am slujit în mare parte a zonei Italia Nord spre centru, pentru că distanțele în bisericile românești sunt foarte mari. Deci eu făceam chiar 300 de kilometri ca să ajung la o biserică să cânt și costurile nu totdeauna puteau să fie acoperite de cei unde mergeai. Dar am făcut-o cu toată dragostea, au fost pe perioade în care am putut să o fac și îi mulțumesc Dumnezeu. Probabil că și așa am ajuns să fiu cunoscut de foarte mulți credincioși, de foarte multe persoane. Mulțumesc pe calea aceasta celor care s-au rugat pentru mine și la care mesajele mele încă n-au ajuns, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și da, am auzit că am devenit foarte cunoscut în perioada în care eu dormeam, că eram intubat în reanimare, așa că nu știam foarte mult ce se întâmpla. O să ajungem și la perioada aceasta. Vreau să spun că, într-adevăr, tu ești mult mai cunoscut ca muzician, ca interpret de muzică creștină, decât ca asistent medical. Și asta, eu zic eu că e bine. Mai bine să fii cunoscut ca un om care laudă pe Dumnezeu, decât ca pe unul Da. care, știu eu, este într-o zonă de risc, ceea ce este, într-adevăr. Pentru că la tine povestea vieții tale, experiența ta cu COVID este o experiență specială și aș vrea să o luăm așa încet, pentru că nu vreau să pierdem niciun aspect. Deci, am vorbit puțin despre Sigur. tine, despre familia ta și despre implicarea ta în perioada, să spunem, înainte de această criză. Clar, ești un Da. slujitor și mă bucur să aud asta din gura ta. Un om care slujește pe Dumnezeu cu cântarea. Și care, într-adevăr, în acolo unde ești, în locul de muncă pe care l-ai, îți câștigi existența onorabilă, meserie frumoasă și mai mult e de o importanță majoră pentru salvarea vieților oamenilor. Mă bucur să aud lucrul acesta, că oameni români de-ai noștri plecați în sănătate poartă cu mândrie, atât prin profesionalismul și de care da dovadă, dar de asemenea și slujitorii, oameni care au fost slujitori în România, au plecat în străinătate și au căutat să ducă mai departe slujirea, ba mai mult să facă și aceste jertfe dintr-un loc în altul. Este extraordinar. Alexandru, vreau să spun următorul lucru și eu te urmăresc de ceva vreme și prin prisma faptului că sunt foarte mult prieten cu fratele tău și nu e, cred că, o zi în care te vorbim. Deci, practic, am discutat de foarte multe ori despre tine, despre ceea ce faci și m-am bucurat. Suntem împreună cu tine, să spunem așa, de aici, de la distanță. Și, printre altele, să știi că ți-am urmărit foarte mult și contul de Facebook. Cam știu ce postezi, ești o persoană activă pe Facebook atunci când poți. Și mi-aduc aminte de următorul lucru. Chiar la începutul crizei, vorbim de criza generată de COVID, la Da. un moment dat, când deja în Europa începuse să apară primele cazuri în Italia, chiar vorbeam cu fratele tău despre o postare pe care ai pus-o și am să citesc din ea, în care spune următorul lucru. Deci este exact, probabil era în februarie, după câte mi-aduc eu aminte, și spuneai așa tu, prietenilor tăi de pe Facebook. Salutări din Milano, noi tratăm pacienții indiferent de riscuri, asta ne este datoria, acesta ne este jurământul. M-am bucurat să văd mesajul acesta pe de-o parte, dar pe de altă parte m-am gândit, mă, zic, uite, un om foarte stăpân pe sine, un om foarte bazat, trebuie să recunoaștem că și eu personal, dar și mulți din jurul meu, la vremea respectivă, când tu scrie mesajul acesta, nici nu ne dădeam noi seama cât de periculos este și, într-adevăr, unii nici acum nu cred și o să vedem. Deci sunt oameni, ține minte, care nici acum nu cred că e ceva cu virusul ăsta și că mie să nu fie o făcătură, ca să zic așa. Folosesc un termen, am zis. Deci, la vremea respectivă, poate nici eu nu știam exact ce efecte poate să aibă virusul ăsta și am zis, mă, uite, un om care e bazat, un om care știe ce are de făcut, are un jurământ înaintea
Este jurământul nostru ca asistenți medicali, în primul rând, acela de a nu ne da înapoi, indiferent de situații. Bun, slavă Domnului, asta e bine, dar pe de altă parte m-am și zic, uite, două senzații de om care stăpânește situația. Ceea ce într-un timp foarte scurt de la postarea aceasta ne-a dat pe toți oarecum așa, de toți pereții în momentul în care am aflat că tu ești suspect, ba mai mult ești infectat de această Da, boală. ce se întâmplă? Am scris asta ca o demonstrație a faptului că nu ne dăm înapoi. Ne-am asumat riscurile probabil unii nu sunt conștienți ce înseamnă să lucrezi într-un spital mare unde îți vin tot felul de cazuri. Deci noi vorbim de toate tipurile de boli. Nu intru în detalii, deci sunt pacienți care pot să aibă mai multe boli, mai multe infecții, infecții în sânge. Și noi nu ne dăm înapoi, mai ales că eu lucrez într-un ambient unde lucrez cu foarte mult sânge. Da? Deci noi trebuie să-i tratăm pe toți la fel. Noi nu ne speriem că ăsta este infect și să dacă mă înțep, pot să iau și eu. Noi trebuie să-i tratăm pe toți la fel. Oamenii ăștia au nevoie de tratament și nu ne dăm demisia când am auzit că a venit coronavirus în spital. Pentru că mai auzeam tot felul de vești că unii și-au dat demisia, unii au lăsat. Nu știu dacă sunt reale până în România, sper să nu fie așa ceva, pentru că este adevărat. Poate multe spitale nu au condițiile, nu au protecțiile necesare, însă este de datoria noastră să salvăm vieți. Dumnezeu le salvează, dar prin contributul și al oamenilor. Am auzit zilele astea că nu este meritul medicilor sau că totul îl face Dumnezeu. Dumnezeu lucrează prin oameni. Oamenii aceștia au studiat, s-au pregătit ca să aducă un contribut în a salva viețile. Eu personal am trecut prin această experiență, trecând prin foarte multe etape, dar postarea mea mi s-a întors în defavoarea mea, tu cam așa o spuneai. Însă, poate a fost un gând că, na, știi cum e, vedem lucrurile câteodată care o să se întâmple. Bun. Nu-mi pare rău că am scris-o, pentru că poate a încurajat pe alții. Așa este. Și nu, ți-ai exprimat în public și asta e un lucru bun. Dorința ta de a înfrunta acest pericol, indiferent de ce va fi să fie, și chiar asta ai și făcut, după cum ne vei povesti. Și asta denotă un profesionalism și ai multă dedicare din partea ta și mă bucur să poți scoate în evidență acest aspect. Deci, înainte de a ști că te vei îmbolnăvi și tu la rândul tău, și tu la rândul tău fiind tratat cu aceeași, să spunem, atitudine de dedicare, de jertfă din partea celorlalți colegi ai tăi cu care ai lucrat și ai fost atât coleg și în situația de respectivă și pacient. Bun, din momentul acesta vreau să te las pe tine. De la primele zile ale contactului tău cu boala, spune ceva, ce ai simțit, care au fost simptomele, cum ți-ai dat seama că ești bolnav sau Da. dă-ne câteva detalii O să de. începem cu anamneza, adică începem cu detaliile care se le iau medicul când te duci. Da, vorbim de luna februarie, deci la sfârșitul lunii februarie mi-a venit mie așa un gând că trebuie să mai pierd câteva chile și trebuie să mănânc mai puțin, să merg la servici pe jos, nu sunt foarte departe de servici, sunt la 3 km jumate, așa că am început să plec la servici pe jos și să mă întorc pe jos. Februarie aici nu era foarte frig, dar cred că am riscat mult pentru că nu m-am îmbrăcat foarte gros să nu transpir, fiind 105 kg aproape. Na, mă gândeam că o să transpir până la spital și zic că o să fie mai rău pe urmă, mai bate un pic vântul. Ei, tocmai asta s-a întâmplat, că săptămâna aia am simțit că am răcit un pic, da? Însă simptomele se manifestau total ciudat. După care, na, studiasem și eu un pic cazurile care veneau de la Wuhan, în China, citeam un pic,
mă documentasem un pic legat de acest argument, pentru că lucrând în ambient, știam că o să ajungă și aici foarte rapid. Mai ales că Italia face import-export destul de mare. Noi suntem foarte aproape de aeroporturi aici. Știam că o să ajungă, mai ales spitalul nostru e un spital foarte mare. Și cazurile complicate sunt aduse chiar cu elicopterul la noi. Ca urmare, în 29 februarie, după ce am avut o săptămână în care am stat acasă, m-am dus în camera de gardă împreună cu soția. N-am chemat ambulanța, m-am dus direct în camera de gardă și erau deja puse niște afișe la intrare în care spuneau să, dacă crezi că ești infectat, sună la telefonul ăsta intern ca să vină cineva care să fie deja îmbrăcat să poată să te ia în evidență. Da? Așa că am sunat și am zis, cred că sunt infectat, lucrez aici și am nevoie să fiu tratat. Soției nu i-a dat voie să intre, așa că am intrat doar eu, deja era o zonă izolată unde stăteau numai cei care erau cu risc să fie infectați. Au durat un timp destul de lung până am reușit să fiu luat ca și pacient cu toate detaliile, analize, radiografie pulmonară, perfuzii și toate cele, oxigen. Și acolo am întâlnit un român. Deci eu unde mă duceam, toți românii sunt peste tot. Aici sunt foarte mulți asistenți medicali în spitalul nostru. Așa că Cristian îl cheamă, s-a ocupat de mine. A doua zi dimineața am privit deja rezultatul la testul care se face, aici îl cheamă tampon, și mi s-a spus, ești pozitiv, ai coronavirus. Așa că nu știu, am primit-o liniștit veste. Și am zis, da, ok, o să mă tratați. Da, sper să nu mor, dar ce-o vrea Domnul, mă pun, las în mâna lui, am zis în gândul meu. Așa că mi-a zis că o să fiu transferat într-o secție specială care a fost creată de coronavirus, pacienți coronavirus. Aveam fiecare camera lui. Acolo, pentru că nivelul oxigenului era scăzut, eram în jur de saturam 91, 92, noi trebuie să stăm pe 97, 98. 99 ajung copiii de obicei, nu prea adulții respiră greșit și nu prea mai ajung la 99. Unii poate ajung, dar eu aveam 90-91 și am fost pus pe CPAP. Este un aparat, o mască pe față, o ții continuu, depinde, se fac cicli de 4 sau 8 ore. Mie mi-au făcut de 8 ore pentru 3 zile. A treia zi deja nici ăsta nu făcea față. Așa că doctora de gardă, medicul, a venit și mi-a zis va trebui să te intubăm, nu facem față și se complică lucrurile. Și atunci, tot așa liniștit, am zis, bine, dacă chiar trebuie, ce să fac? Intubați-mă! Am fost dus de urgență în reanimare. Eu, lucrând pe dializă, avem contact foarte des cu reanimarea, unde merg să fac anumite proceduri și să montez anumite aparate. Așa că îi cunosc foarte bine pe medici, pe asistenți. În salonul unde am fost dus, cine era? O colegă de-a mea, o colegă de-a noastră, o prietenă de-a noastră, Nicoleta. Când m-a văzut Nicoleta, se leșine că am ajuns ca pacient. Chiar mi-a povestit după aceea că când i s-a spus că vin eu ca pacient, nu-i venea să creadă. Da, am ajuns acolo, unul dintre medicii care a venit, care era de gardă, îl cunoșteam, un om extraordinar, și mi-a spus, Alex, trebuie să te intubezi. Eu mă rugam în perioada aia și am zis, Doamne, Tu ai totul în control. Tu ne-ai promis că ești cu noi. Eu nu mai trebuie să-ți cer să fii cu mine, pentru că Tu ești cu mine. Și atunci i-am zis, ok, mă las pe mâinile voastre. Dar știu că mai presus de voi e altcineva. Și ei mi-au spus că va fi o perioadă de 3 zile. Așa mi s-a spus. 3 zile trebuie să te intubăm, după care vei vedea că plămânii tăi vor recupera și te vom trezi. Lucrurile n-au stat așa. Lucrurile s-au schimbat. Așa că perioada mea de intubare a fost de 2 săptămâni. Wow. Da. Se pare că la a doua săptămână, deci la începutul a doua săptămână, lucrurile s-au agravat.
În toată această perioadă, vă dați seama, eu eram sedat în maniera cea mai drastică, adică nu știam nimic eu. Alex, pentru Da. clarificarea noastră și pentru cei care nu știu, care e diferența dintre masca pe figură și intubare? Care din ele e mai rea? Deci, masca pe figură, ai datoria să respiri odată cu sistemul, da? Pentru că el spune, tu trebuie să încerci să urmărești respirația Ritmul. care ți-o dă masca, ciclul ăsta, și să ai ritmul ei. În schimb, când ești intubat, deja tubul acesta merge jos pe esofag și respirația o controlează direct aparatul atunci când e sedat. Pentru că eu, pe urmă, am fost și trezit și respiram împreună cu sistemul, da? Dar începeam deja să respir eu după ce am fost trezit și am rămas intubat câteva zile. În perioada în care tu ești adormit, face totul aparatul. Deci, Înțelege? practic, puțin artificială, o viață artificială. Da, pentru că atunci se folosește un alt sistem ca să-ți dea îndeajuns oxigenul de care ai nevoie. Și semnele astea care le vedeți aici sunt pentru că în perioada aceasta o ultimă alternativă se cheamă pronare. Nu știu sincer termenul românește, chiar nu m-am uitat să văd care este. Asta înseamnă să fii pus cu fața în jos. Deci ești pus cu fața în jos ca plămânii, alveolele să se deschidă mai bine, să expandă mult mai bine plămânii ca să intre oxigen îndeajuns. Așa stăteam 12 ore pe zi. Am făcut 3 sau 4 cicluri, nu știu câte am făcut. Cred că am făcut mai multe, nu știu sigur, chiar n-am mai întrebat. Unele detalii, câteodată nu le mai întreb. Da. Da, și astea sunt consecințele acestei proceduri, da? Sperăm să dispară. Da, de asta ziceam, 2 săptămâni au durat, timp în care știu că multe rugăciuni s-au înălțat. Cred că perioada aceea a fost cea mai grea pentru familia mea, cei de acasă, de România. Și cel mai greu a fost Ligiei și Laurei care erau aici și nu puteam să vină la mine. Atunci, în perioada aceea, a fost așa o avalanșă de mesaje. Te rog să mă crezi pe unde mă duceam, mai ales că te cunoaște foarte multă lume. Pe orice site creștin, printre cei mai cunoscuți dintre prietenii noștri de pe Facebook, aveau un mesaj de încurajare pentru tine, un îndemn la rugăciune. Inclusiv, mi-aduc aminte de profesor de la Institutul Teologic și câțiva dintre pastorii de aici din București, trebuie să menționez și dacă tot mi-am adus aminte acum, tu ești și student acum la IDE, la teologie, ceea ce e un mare lucru să mai faci și școală, tot pentru Da. vederea slujirii, cu siguranță, pentru Siguranță, împuternicirea. da. Pentru Când te mai duci câte o împuternicirea biserică. ta. Da, când te mai duci câte o biserică și te pune să cânti și până mă spun frații, n-ai și un salut. Acum nu poți să duci să bați câmpii acolo, trebuie să fii pregătit. Și așa m-am fost îndemnat de Duhul Domnului o perioadă să mă înscriu. Nu-i simplu, nu-i simplu, cu toate că sistemul la distanță e mult mai lejer decât cel la zi pe care l-a făcut Viorel, fratele meu, știi bine. Dar cu ajutorul Domnului acum am ajuns în anul 3. Sper să reușesc să termin. E cu siguranță. Dacă ai scăpat-o cu viață din această experiență, o să scapi și din Da. școală. O să scap și de școală. Nu mă îndoiesc de lucrul acesta. Fii atent, Alex. Povestește-ne de Da. perioada aceasta de 2 săptămâni, ca să spun ce se întâmplă. Poate nu știi ce se întâmplă în România, sau ai aflat deja. Deci, în momentul în care tu ai intrat Ah. în această perioadă de comă, la noi începuse și la noi deja să mai fie câteva cazuri, deci tot așa aveam o stare de asta, o fi, n-o fi, o veni și la noi, n-o veni, iar în momentul în care au început să apare primii morți în România, atunci ne-am angoșat. Și au fost câteva cazuri foarte cunoscute, chiar au fost doi pastori, unul foarte cunoscut, care ne-a lăsat pe toți cu gura Da. căscată, mai ales Da. văzând avalanșa aceea, valul acela de români din diaspora care veneau înapoi Care au acasă, venit. speriați, Care cel au puțin fugit. cei din Italia, veneau acasă foarte serioși, înspăimântați de ceea ce se întâmplă. Bun, deci asta se întâmpla în Da. România în perioada aia. Rugăciune, îndemn în stânga și în dreapta, oamenii erau cu tine așa conectați prin mila lui Dumnezeu la ceea ce tu experimentai acolo.
Ce ți aduce aminte din perioada aia? Sau ce ți s-a zis că ți s-a întâmplat în perioada aia? Dacă ai ceva, vreo amintire. Da, eu am avut niște vise, multe. Cred că cele care le-am avut în perioada în care eram total adormit, nu sunt foarte frumoase. Probabil erau legate la suferința care o avea corpul meu, pentru că erau asociate un fel de coșmaruri, pot să le chem, tot felul de figuri destul de urâte care încercau să-mi ia viața, sub tot felul de vise. La un moment dat, eu, chiar dacă îi spun, n-ai cum să-ți amintești tu că erai cu fața în jos. Eu am avut un vis în care eram legat de un pat cu fața în jos și eram pus deasupra unui bazin și ei mă băgau în bazinul ăsta că ziceau că așa mă salvează. Și tot timpul aveam ca și o senzație de nec, o senzație de tuse. Probabil chiar tușeam în perioada aia, nu-mi dau seama. Că și când ești intubat tușești, mai ales că e tot timpul în deranja tubului. Visele astea au avut o consecință asupra mea, pentru că atunci când m-am trezit, colega care era acolo vrea să-mi dea drumul la televizor. Numai că în visele astea, probabil când și m-am fost un pic treaz, vedeam o imagine de televizor care intram în ea, cum ar fi. Și ea, când eu eram intubat și nu puteam să vorbesc, făcea, uite, dau drumul un pic la televizor să mai treacă timpul. Și eu, disperat, îi făceam în cap să nu-i dea drumul, că deja eram șocat de ce se întâmplase. Da? După aceea, dacă pot să trec la perioada când sunt treaz un pic, deci pentru cei care nu știu, trezirea se face treptat, adică încep să se reducă toate aceste anestetice care ți le dau, somnifere, ca să le chemăm așa, dar aici vorbim de cele mai puternice, pentru că mi s-a spus că îmi băgau patru tipuri ca să mă țină sedat total. Ca urmare, între visele mele, este un vis care m-a marcat și care nu pot să-l uit, în care eu eram pe o barcă, vâzlind, eu mă vedeam gol, așa, cu fața spre soare, era un apus de soare, și vâzleam pe acest, un fel de lac era, o mare, nu vreau să spun o minciună, dar era o apă superbă și un soare atât de frumos, portocaliu, un apus de soare superb, la care toți visăm, așa, să stăm cu briza mării, așa, care vine spre tine și îți atinge părul, îți atinge fața. Și vâsleam încet, încet spre acest apus de soare, spre acest soare frumos. Foarte, foarte ok, foarte bucuros mergeam, da? Ca urmare, după ce am continuat să merg un pic înainte, la un moment dat au început să apară niște valuri foarte puternice care m-au întors înapoi. Nu mai m-a lăsat să vâsler. Și interpretarea mea umilă era că domnul a zis că încă nu-i timpul. Nu-i timpul să mă duc. Trebuie să mai stau pe aici, mai am treabă, mai trebuie să mă mai pocăiesc și, ca urmare, încă nu pot să mă duc înainte. Asta este unul dintre visele frumoase pe care le-am avut. Mai sunt câteva, dar va trebui să stau bine, să mă concentrez, pentru că dacă le voi scrie, nu vreau să spun nimic de la mine și eu vreau ca totul să rămână integru așa cum s-a întâmplat. Apropo de recuperarea memoriei, vreau să spun doar așa ca să știe telespectatorii noștri că nu ești de multă vreme acasă, tocmai de asta. Recuperarea la tine încă e de-abia la început. Acum acasă sunt de aproape 2 săptămâni, dar pot să spun doar că îi mulțumesc Dumnezeu pentru că colegii mei au spus că am avut o evoluție foarte bună. Acolo am văzut din nou mâna Domnului. Atunci când am început să fiu trezit, mi se puneau întrebări și am răspuns la toate foarte ok. Medicii au fost ca niște îngeri. Au fost, chiar dacă nu sunt oameni, că noi tot ne legăm, toți cei care merg la biserică o să fie în cer. Eu cred că, cum s-a spus, o să fim surprinși de cine o să fie în cer. O să fim, dacă ajungem acolo. Dacă ajungem acolo, noi o să fim surprinși de pe cine o să găsim. Eu am văzut și am avut de-a face cu oameni extraordinari. Oameni care, medici care intrau la mine, infectat eram, se bardau săraci pentru că așa era procedura, să-și pună două tipuri de cămăși, mască, a doua mască, mască cu vizieră,
ochelari, cască în cap, în picioare, botoși dintre ăștia de pus, două perechi de mănuși și intrau la mine, îmi strângeau mâna, îmi dădeau o bucată de pansament cu apă pe buze și îmi spuneau, suntem aici cu tine, nu trebuie să te sperii. Oamenii care au știut să înlocuiască familiale, pe familie care nu putea să ajungă la noi. Și Dumnezeu a pregătit oameni în fiecare loc. Asta în reanimare pot să spun că am fost binecuvântat pentru că e adevărat, lucrez acolo, dar e bine că s-a întâmplat în prima fază a cazurilor. Pentru că după aceea, cum spuneai tu, în alea 200 s-au întâmplat multe lucruri și aici. Adică s-au creat alte 3 reanimări în urgență. Deci spitalul nostru a reușit să creeze o reanimare în 10 zile, cu tot ceea ce îi trebuie. Au fost sponsori, slavă Domnului, dar zic așa, s-au creat reanimări, s-au închis ieșirile din fiecare localitate. Știți foarte bine, cu foaia asta care trebuie să ieși. La un moment dat, când mi s-a spus tot ce s-a întâmplat, a zis, ok, atunci nu pierd nimic dacă stau aici, că și așa nu pot să mă duc nicăieri, mă gândeam. Dar colegii mei au fost expuși la un stres psihologic enorm, enorm. Făceau ture peste ture, unii s-au îmbolnăvit, unii au crolat, efectiv, nu au mai făcut față. Alții au luat și ei boala și au trebuit să stea acasă. Nu la toți a fost în aceeași formă agresivă ca la mine, să ajung să fiu intubat. Dar au fost cu simptome, cu nevoie de oxigen, au fost internați dintre colegii mei de pe secție, foarte mulți, jumate dintre ei a trebuit să stea acasă. De ce spun asta? Pentru că încă mai sunt oameni care cred că glumim. Și nu știu cum să le dovedim mai clar. Nu știu. Dacă ceea ce spunem nu e credibil, nu știu, atunci trebuie să riște pe pielea lor. Bine zis și sper să ne ajungem să facem lucrul acesta. Credem că situația este atât de gravă așa cum se vorbește. Mai ales că tu ai stat câte zile în total? Așa, cap-coadă? În spital, făcând calculul, eu scrisesc în 46, dar până m-am uitat ziua din camera de gardă. Deci total sunt 47 de zile, dintre care 14 am stat în reanimare. Vreo 20, nu știu cam câte ar veni, în cealaltă secție COVID, deci secția specială, după care restul am stat în reabilitare, pentru că am rămas cu niște consecințe. Eu îi mulțumesc Dumnezeu că plămânii mei sunt ok. Înainte să ies din spital, a fost făcută o verificare, ultima ecografie la plămâni și medicul acela mi-a zis că eu îl întrebam, eram și eu curios să văd cum evoluează. După câte ecografii mi-au făcut, la un moment dat mă preocupam și zic, ok, hai să-l întreb. Zic, domnul doctor, spuneți-mi, cum stau lucrurile, cum sunt plămânii, sunt curați? Și a zis, măi, pot să spun că sunt cei mai curați plămâni din câți am văzut în ultimele zile. Și atunci m-am bucurat, pentru că mi-a zis, pleci acasă cu niciun fel de sechele, deci ești ok. Mi-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că numai El știe să facă lucrurile așa bine. Numai El știe să vindece în maniera asta. Așa este, Alexandru, și mulțumim Dumnezeu că a ascultat rugăciunile noastre. A fost dificil să aflăm vești despre tine, dar credința fiecare dintre noi, în momentul în care am înălțat o rugăciune pentru tine și am distribuit mai departe și la alții să facă lucrul acesta, clar ne-a ținut pe toți în conexiune cu Domnul în primul rând și apoi cu tine despre ceea ce credeam că se va întâmpla și vedem cu ochii noștri că s-a și întâmplat, și anume vindecarea ta, care, da, bineînțeles, urmează de o perioadă de recuperare care va mai dura, dar văd că lucrurile se îmbunătățesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. Da. Alex, am o întrebare mai specială pentru tine, legat tot de perioada aceea de criză majoră, practic când erai intubat și mai aveai acele momente când te trezeai. Ai avut vreodată senzația sau măcar să zic așa, frica aceasta, teama că băi, s-ar putea să mori? Te-a dus gândul vreodată la această... Nu, am avut o perioadă, o criză, pot să spun, după ce am ieșit în reanimare, acolo e adevărat, erau foarte prezenți colegii, pentru că raportul
în perioada aceea era cred că era un asistent la doi pacienți și cu toate că ei săraci trebuiau să se îmbrace de fiecare dată, vă dați seama, peste ce salopeta asta care era de protecție, ei trebuia să-și mai pună încă una de fiecare dată când intra la alt pacient, da? Să scoată mănușile, să pună salopeta, să-și pună, cum să spun, o altă pereche de mănuși și tot timpul exista procedura asta. Ca urmare, nu puteai nici să-i terorizezi. Eu i-am chemat destul de des în primele zile pentru că n-aveam niciun alt mod să comunic cu ei, fiind intubat încă, da? După care, după ieșirea mea din reanimare, am fost dus pe secția COVID sus. Acolo nu mai puteau să vină la fel de des. Era raportul diferit, o secție plină cu post-intensiv pacienții. Așa că am avut o criză. Am avut o criză destul În de care te-ai simțit urâtă. singur, nu? Te-ai simțit puțin. Da, și în care la un moment dat să mor, ziceam, știți? Dar pentru că eram încă sub efectul care mi-a fost făcută. Acolo se întâmplă tot la fel niște lucruri interesante. Mă trezesc predicând în limba italiană, cântând. Au venit una dintre asistente, chiar mi-a spus, știi că vorbeai, predicai, zice, vorbeai în Biblie ceva, zice și cântând. Totul. Dar îi mulțumesc Dumnezeu că nu spuneam alte lucruri și că gândul meu era tot înspre el și în a transmite. Știu că ea mi-a spus că spuneai ceva că Isus este viața, numai la El e salvare. Și mi-aduc aminte pe urmă într-o altă seară că mi s-a întâmplat și m-am trezit făcând lucrul acesta și, cum să spun, a fost ca o liniște a mea, un mod de a mă recupera. Bun. Slavă Domnului că, deși ai trecut prin momente foarte dificile, inclusiv ai avut momente în care te-ai simțit singur, trebuie să menționăm că nimeni n-a avut acces la tine, nu, Da. nici familia, nici prietenii. De asemenea, spune câte telefoane ai dat în 47 de zile. Niciunul, pentru că mi-a dispărut telefonul. Eu am Bun, pierdut telefonul, face cum? parte din procedură, deci n-ai avut contact practic cu nimeni din exterior. A, nu, n-aveam cum. Eu am fost binecuvântat că colegele mele care lucrează acolo, după ce am fost stubat, după ce am ieșit în reanimare, au continuat să vină la mine cu fructe, cu apă minerală rece, până Claudia, că o menționez pentru că e deosebită, Gabi, Maria, Deborah, colegele mele, Mariliza, nici nu pot să-i spun pe toți, șeful meu, Pasquale, toți ăștia au venit la mine pe fiecare zi, mie nu mi-a lipsit, cum să spun, lucrurile astea care atâta mi apa, atât am dorit apa, dacă ați ști, atât am binecuvântat pe Dumnezeu pentru apă. Când aveam sondă nazogastrică, există riscul de disfagie, poți să-ți trimiți apa în plămâni. Și mi se dădea un gel, apă gelificată, nu știu cum vine, gelatină era așa, ar fi trebuit să o mănânci cu lingura asta, că asta produce mai puține riscuri. Mai oameni buni, pe păi am mâncat aia, eu o zi, a doua zi nu mai puteam deja. Și am stat 2 zile, n-am băut nimic. N-am băut nimic pentru că refuzam. Le-am zis, ori îmi dați apă, ori nu beau nimic. Și zice că Dumnezeu nu dă mai mult decât putem să ducem. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu împreună cu ispita a pregătit și modul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Așa spune Sfânta Scriptură. Ca urmare, în ispita asta pe care diavolul o dă, Dumnezeu nu ispitește, trebuie să reamintim încă o dată că mulți cred că Dumnezeu ispitește, dar nu e adevărat. Diavolul este cel care cere și pentru Iov a cerut să-l ispitească. Acum încep să predic. Te rog, te Ce rog. să zic? În ispita asta, Dumnezeu a văzut că eram la limita forțelor. Așa că în una dintre seri, a venit unul dintre din personal care aduce mâncarea și mi-a adus un meniu greșit. Era meniu pentru cei care pot să mănânce. Era o mâncare solidă, da? Și eu mâncam numai de aia care e făcută cu mixerul frulat. Adică să fie toată cremă. E, nu prea mai mâncam, de supărare că n-am apă, nici nu prea mai mâncam. A, pot să spun că am pierdut 14 kg, dacă tot vroiam eu să slăbesc înainte, am reușit. Așa?
În seara aia o venit băiatul ăsta cu mâncarea și eu i-am spus, vezi că ai greșit, eu nu pot să mănânc asta. Zice, el era nou, el a zis, e prima seară, îmi pare rău, zic, stai liniștit, e ok. Dar a adus o sticlă cu apă, fără să-și dea seama. Fraților, am păcătuit că am furat sticla. El când s-a dus să ducă înapoi tava, eu i-am luat sticla și am ascuns-o. Am băut-o pe toată, să vă spun. Vă dați Încet, seama, încet am băut-o. îmi dau seama Am ce băut-o pe înseamnă. toată. Da, te rog. Și a doua zi, când a venit doamna doctoră, i-am spus iar, vă rog să-mi scoate sonda, sunt ok, pot să beau. Nu, 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 există foarte multe riscuri. Și atunci mi-am mărturisit păcatul și am spus, doamna doctoră, să știți că eu am băut o sticlă cu apa seară. Cum ai băut o sticlă cu apa? Da, zic că a adus-o, eu am ascuns-o și am băut-o. Vai, vai, puteai să mor. N-am mai putut, doamna doctoră, îmi pare Bun, rău. Da. neputința omului e clară și vedeți ce înseamnă o binecuvântare cu apă. Noi, în starea noastră, așa, pe care o avem și Da. de multe ori suntem nemulțumiți de ceea ce avem, nu ne place nici apa, preferăm altceva, nu ne place Da. apa de la robinet și altceva, probabil, A. până ne ajungem într-o stare Mie de dacă aceea. mi-o dădea și pe aia. Nu poți să apreciezi. Vedeți ce înseamnă că o asemenea stare te aduce la realitatea, ce înseamnă un strop de apă sau un pahar de Da. apă care să-ți răcorească sufletul. Alex, fii atent, ai văzut că am început discuția asta și vreau să prezentăm lucrurile așa cât mai bine și cât mai pe înțelesul nostru și mai mult să fie o mărturie pentru slava Domnului toată această discuție a noastră. Da. Am discutat despre perioada de dinainte de această întâmplare, de momentul infectării și de toată această perioadă petrecută în spital, în starea critică de intubare și Da. care te-a marcat, să zic așa. Ai trecut prin momente foarte dificile. Și în starea în care ai ajuns acum, cel puțin la nivelul de recuperare pe care l-ai acum și din ce poți tu să judeci la rece, sau dacă încă e la rece, încă nu e la rece, mai trebuie să treacă probabil niște luni în care tu să-ți revii complet și să poți să-ți aduci aminte și să analizezi pas cu pas ce s-a întâmplat din februarie până atunci. Vreau să spun așa, la nivelul acesta la care ești acum, privind în urmă de la starea de dinainte, chiar perioada puțin mai înainte, a zice, de la starea în care chiar erai, să spunem, În formă. sănătos, în formă, sănătos, dornic să facă treabă, să aveai și tu năzuințele tale, proiectele tale muzicale și nu numai muzicale, proiectele tale de slujire. Trecând această experiență, vreau să-mi răspund la două întrebări. Unu, unde l-ai văzut tu pe Dumnezeu în toată această poveste, în toată această experiență? Și apoi, dacă această experiență înseamnă ceva din punct de vedere spiritual, clar, a fost ceva cu un scop care să facă din tine ceva. Vreau să văd asta, adică eu, și tu ai spus că Dumnezeu nu cred că îngăduie în viața noastră anumite experiențe fără să aibă un scop. Și asta încerc să aflu din seara aceasta de la tine. Dacă tu, până în momentul de față, simți că, de fapt, toată această trecerea ta prin Valea Umbrei Morții, am spus noi Valea Umbrei Morții COVID-19, așa am spus în titlu, înseamnă pentru Da. tine un semn, o încurajare, orice, astfel încât să te facă pe tine să fii ceva sau mai ceva decât înainte. Cum vezi tu lucrurile? Da, văd că timpul a trecut. Stai Aș vrea să liniștit! las niște lucruri. Aș vrea să las niște lucruri foarte importante. Eu am văzut prezența lui Dumnezeu din prima zi în care am ajuns acolo. Am văzut că Dumnezeu se folosește de oameni. Cum să spun, într-un mod extraordinar și am văzut că el nu m-a lăsat nicio clipă. Nicio clipă nu am fost. Totul a fost sub control. Întrebam după aceea colegile care lucrează acolo în reanimare, dar cum a fost când eram adormit? Și au avut tot timpul grijă ca cei mai pregătiți dintre ei, cei mai, cum să spun, cu experiență, să rămână și să aibă grijă de mine. Cum spuneam, colegii mei, șeful meu, medicii, primarul secției erau prezenți tot timpul, pe fiecare zi, să ceară detalii de evoluția situației mele. Oameni care, cum să spun, mă cunoșteau ani și unde am vrut să las o amprentă de copilăreț. Nu de fiecare dată reușim să aducem, cum să spun, cea mai bună
Mărturie. expresia lui Dumnezeu prin acțiunea noastră, cea mai bună mărturie, dar trebuie să ne străduim. Șansa care mi-o dă Dumnezeu și faptul că sunt în viață, acum este o dovadă a dragostei sale nelimitate. Și ce am învățat din asta, am învățat că nu suntem nimic fără Dumnezeu. Când m-am trezit în seara aceea, fără niciun fel de act, fără telefon, fără nimic, într-o cămașă care mi-au dat ei, nici pijamalele mele nu aveam, am zis, uite și tu, ce este omul? Ce este omul? Uite, acum câteva zile eram grozav, puternic, rupeam copacul dintr-o lovitură și acum sunt aici, într-un pat, unde n-am putut să mă ridic, pentru că după perioada de 2 săptămâni, vreau să vă spun că nu poți să mergi, nu poți să te mai ridici să stai în picioare. Eu m-am trezit cu o zi înainte de ziua fetiței mele și când mi s-a spus, a doua zi mi-a spus, Alex, când mă trezeau mai bine, spunea, Alex, știi ce zi astăzi? E 16 martie. Atunci mi-a venit în cap că e ziua Laurei și aș fi vrut să mă ridic în pat. Și el făcea, ai, unde te duci? Stai cu minte aici. Dar eu n-aș fi putut să merg. Eu am putut să merg singur după aproape 2 săptămâni după ce am fost scos în reanimare. Deci, și pot să spun că încă corpul meu este slăbit. Leziunile la tendoane au rămas la mâini, deci mâinile nu le pot folosi la 100%, însă am acceptat asta ca o încercare, ca o ispită. Am auzit un păstor astăzi, chiar un păstor cunoscut în România, dar nu dăm nume, care spunea că poate Dumnezeu te-a pedepsit pentru că ești nu știu cum. Nu la adresa mea, spunea la cei care sunt bolnavi de COVID. Eu zic că asta este o încercare de la cel rău, să nu o luăm ca o pedeapsă. Sunt oameni care poate n-au toată viața în regulă, dar să le dai în cap încă o dată e destul de dur. E adevărat că păcatul trebuie să-i spui pe nume, dar eu văd un Dumnezeu extraordinar care știe să poarte de grijă copilul său. Și eu pentru mine personal am văzut-o ca o ispită. Am văzut-o ca o încercare pe care trebuia să o trecem ca să mă apropii mai mult de Dumnezeu, să mă identific mai mult cu numele de credincios, să fiu o bună mărturie. Vă spun un lucru extraordinar. Te rog. Una dintre colegele mele, cărora le-am trimis mesaje, le-am trimis cântări după aceea, mi-a spus așa, să știi că m-am îndepărtat de Dumnezeu după ce a murit un frate de-al meu. Și după ce am văzut toate lucrurile astea cu tine și după modul cum te manifesti, am început să mă apropii din nou de Dumnezeu. Și lucrul ăsta m-a încurajat mai mult ca să fiu o mărturie. Nu mai e biserica acum, sunt biserici în fiecare casă. Avem posibilitatea să stăm în părtășire în familie, să cântăm în familie. Dacă Biblia spune 2 sau 3, dacă se adună numele meu, sunt acolo. Păi dacă sunt 2 părinți și un copil sau 2 copii, Dumnezeu e prezent acolo. Hai să nu ne speriem de lucrul ăsta. E adevărat, văd că se folosește aplicația asta Zoom și se merge prin sistem online. Însă să nu uităm de părtășia în familie care putem să o avem. Și Așa de asta este. spun, Cătălin. Pentru mine, această încercare m-a adus mai aproape de Dumnezeu și de faptul că nu sunt nimic fără El. Așa este și mă bucur că tu mărturisești cu gura ta lucrul acesta și mai mult mă bucură faptul că ții foarte mult la mărturia ta pe care o ai acolo la locul de muncă. Pe lângă faptul că noi suntem copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să uităm că trebuie să fim buni profesioniști și o metodă foarte simplă de a mărturisi Evanghelia este prin a ne face treaba acolo unde suntem cu serviciu. Tu ești în spital, profesionalismul. Acum, ca să înțelegi de ce am și citat mesajul tău, postarea ta din februarie, pentru că de atunci am vrut să leg aceste două momente, momentul de atunci și momentul de acum, în care un om care nu știe, de fapt, probabil nici tu la vremea respectivă nu știai ce înseamnă aceste simptome de COVID, cum nici mulți dintre noi nu știm decât ce auzim de la tine acum și de la alții. Dar totuși, indiferent când ce se întâmplă, în momentul când ești copilul lui Dumnezeu, nu mai vorbim de alte jurăminte și alte angajamente, contracte pe care le ai cu angajatorul, cu cel cu care te plătește. Da. Primul nostru, să spunem, angajament pe care îl avem în a mărturisi Evanghelia este cu Dumnezeu și asta e datoria fiecăruia dintre noi. Și trebuie să o facem asta, indiferent că suntem angajați la spital, că suntem angajați la școală, că suntem păstori, că suntem absolut orice facem, să ne facem datoria. Și asta pentru tine a fost o dovadă că ți-ai făcut datoria, colegii te-au respectat, au fost alături de tine și bănuiesc că te așteaptă să te întorci în viitorul
apropiat înapoi la locul de muncă. Da, da, colegii mei mă sună pe fiecare zi cu videotelefonată și mă întreabă cum sunt, mă încurajează, verifică dacă îmi fac exercițiile, va trebui să continui o perioadă de fizioterapie și pot să spun că i-am simțit aproape. Cred că experiența asta mea, ei acum îmi spune că nu, e o minune ce s-a întâmplat cu tine, e o minune. Cu toate că ei au fost speriați, dar au zis, pe tine te iubește Dumnezeu și noi am fost siguri că tu vei ieși. Chiar dacă riscurile au fost foarte mari și chiar medicul responsabil de pe secția de reanimare mi-a spus când am ieșit din coma farmacologică, mi-a spus, ne-ai cam speriat, la un moment dat am crezut că o să te pierdem. Însă eu m-am uitat foarte liniștit și am zis, ok, Dumnezeu știa dacă se întâmpla asta, de ce se întâmpla, dar după cum spuneam, metodele noastre și ceea ce vedem noi, nu, Dumnezeu nu vede la fel ca noi. Timpii noștri nu sunt timpii lui, așa că bun. El a știut să încheie asta. Exact. Slavă Domnului, mă bucur că planurile noastre nu seamănă întotdeauna cu planurile lui Dumnezeu și Dumnezeu știe mai bine ce e bine pentru noi. Vreau să te întreb din punct de vedere al slujirii, ce planuri ai după ce vei trece de această perioadă? Și aici mă refer la muzică în special, dacă vei continua să cânti și mai mult dacă vei continua să dorești să-L slujești pentru Dumnezeu, inclusiv cu cuvântul, că bănuiesc că de-aia te și pregătești pentru teologie. Îți dai seama, Cătălin, că după o experiență ca asta dorești să faci mai mult pentru Hristos. Dacă Dumnezeu, în bunătatea Lui, a mai adăugat zile la viața mea, este datoria mea ca să-L mărturisesc altora și să fiu o mărturie acolo unde m-a pus la servici, ca oamenii să vadă că lucrurile acestea au o legătură. Dumnezeu îngăduie viață ca să fie folosită spre a ne apropia mai mult și a câștiga suflete pentru El. Trebuie să învățăm să strângem și pentru cer, pentru că de multe ori mă uit în jurul meu și văd foarte multe persoane care declară că vine Domnul, vine Domnul, dar ne mai preocupăm să luăm o casă nouă, să mai construim nu știu ce și în România sau să ne mai cumpărăm nu știu ce. Eu atunci să mă iertați pe mine, dar nu știu cum îl așteptăm noi pe Hristos, că nu prea se leagă una cu alta. Dacă tu ai timp pentru Dumnezeu numai duminica, 2 ore, e complicat. E complicat și nu știu unde... Eu am spus o chestie care pe unii a deranjat, am zis că dacă totul se rezumă numai la 2 ore duminica, cred că o să te plictisești în cer. Și am fost destul de atacat că ce legătură are ce se întâmplă la biserică cu cerul, că acolo e slava lui Dumnezeu și nu știu ce. Ok, dar spun eu așa, la biserică n-ar trebui să fie un început de cer. N-ar trebui să fie părtășia aia unde să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Deci dacă tu după amiază nu te mai duci, că te-ai obosit deja dimineață, așa atunci este. Ce să zic? Nu știu cum o să faci acolo. Bun. Dacă ajungi. Da, am proiecte muzicale. Am proiecte muzicale. Eu am mai scris în perioada aceasta, deci înainte să apară această complicație, am scris, acum am scris o singură cântare după. Poate că dacă Domnul îngăde să facem un video, o să vi-l trimit și la ProDocens. Dar mai sunt lucruri care să le aranjez și dacă Domnul va îngădui, voi continua să scriu și să transmit muzică pentru lărgirea împărăției. Mesajul meu este mesaj de chemare, este mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Am o întrebare pentru ascultători. Așa, pentru că știu că sunt foarte multe credincioși care ne ascultă. Muzica creștină sau muzica cu tematică creștină trebuie să se diferențieze doar prin text? Sau armoniile și instrumentalul trebuie să fie definit un pic diferit de ceea ce ascultăm în muzica contemporană? Pentru că începem să le amestecăm mult ca să fim plăcuți, să fim plăcuții celor care sunt în afara bisericii, încercând să-i atragem creând o atmosferă care o au și în club sau în alte locuri. Trebuie să avem mare grijă ce mesaj transmitem, pentru că mesajul nostru trebuie să se identifice cu atmosfera plăcută lui Dumnezeu. Alex, în seara aceasta ai văzut, am început cu un clip din, să spunem, de pe canalul tău. Da, unul liniștit. Foarte liniștit. În concordanță cu atmosfera pe care am avut. Să,
Da, deși suntem în vreme de criză, cred că prea multă panică, prea multă agitație, astfel încât să mai creăm și noi altă panică și să încercăm să liniștim oamenii, să fie calm, să asculte, să fie atenți la ceea ce fac. Dar aș mai vrea, înainte de încheiere, aș vrea să te mai rog un lucru. Sigur. Ceea ce s-a întâmplat cu tine, e clar că este un exemplu de, să spunem, de încercare de la început până la sfârșit, care a trecut prin mâna lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu te-a avut în mâna lui încă de la început și nu ți-a dat drumul în toată această perioadă. Și una din dovezile pe care o avem este faptul că tu ești acum în viață și putem să vorbim, să zicem, gură către gură, față către față, deși avem această tehnologie la dispoziție. Te așteptăm și în studio, să știi, când vei veni în România. Oh, Dar o altă da, dovadă, mulțumesc. cu mare drag, este și o mare bucurie pentru noi, este că Dumnezeu a demonstrat încă o dată, așa, unor păcătoși ca noi, unor oameni slabi și neputincioși, că El ascultă rugăciunile. Da, Și da. mi-aduc aminte, ți-am zis și am menționat de mai multe ori în seara aceasta, de lanțul acela de oameni, unii cunoscuți, unii necunoscuți. Aș spune eu că habar n-ai tu câtă lume s-a rugat pentru tine. Ține minte ce ți-am zis acum. Și nu știu Eu dacă e am zis nevoie să așa, știi. cred că vreo 15.000. Poate și mai mult. Nu se știe. Știe Dumnezeu mai bine. Dar vreau să spun următorul lucru. Pentru noi, faptul că tu ești acum viu, ești apt de a vorbi Da, și vă de a rog. povesti, pentru noi este o dovadă a puterii lui Dumnezeu în viața ta și în viața noastră, până la urmă. Că și faptul că ascultându-ne nouă rugăciunile, ne-a încurajat pe noi să mai facem lucrul acesta și în continuare, deși suntem conștienți că nu întotdeauna Dumnezeu e obligat să ne asculte rugăciunile și mai mult Dumnezeu Așa nu este. este obligat să ne asculte rugăciunile atunci când avem noi răspuns. La tine a fost un caz fericit și Dumnezeu a știut lucrul ăsta de la început. În momentul în care noi ne-am unit și tu acolo poate în starea aceea de somn indus, nu se știe, poate te-ai și rugat, poate ai avut. Vei afla în timp dacă au fost lucrurile astea. Numai Dumnezeu știe ce s-a întâmplat cu tine în perioada aia. Cred că nimeni nu știe, în realitate, decât Dumnezeu. Noi aici am venit ca Da. un suport și asta vreau să facem un lucru acesta. Pe lângă măsurile pe care le avem, pe lângă toate precauțiile pe care le luăm în seara aceasta, trebuie să fim atenți unii la alții, să ne sprijinim unii pe alții. Și vreau să spun că ceea ce s-a întâmplat cu tine este un success story, o poveste de succes al rugăciunii ascultate de Dumnezeu. Și este un îndemn Bravo, pentru domnule. ceilalți. Acum, pentru cei Bravo, care... domnule. Vreau să încurajez pe cei care s-au rugat pentru tine. Eu îi încurajez și o fac asta de fiecare dată. Dar pentru că este o rugăciune ascultată. Clar. Te vedem și te auzim. Dacă Da. tu ai un mesaj ca o încurajare pentru cei care s-au rugat pentru tine în seara aceasta, aș vrea să dau posibilitatea aceasta, tot din prisma aceasta a puterii lui Dumnezeu în rugăciunea ascultată. Da, în primul rând, mulțumesc încă o dată celor care s-au rugat pentru mine. Vă spun, chiar și colegii mei care nu frecventează biserica evanghelică, dar care sunt catolici, unii practicanți, mi-au scris și am primit mesaje de la colegi necunoscuți care îmi spuneau: ne-am rugat pentru tine și ne bucurăm că ești în viață. Și asta m-a întărit să văd oameni care și-au pus credința în Dumnezeu că poate să facă minuni. Și în același timp, pentru cei care din bisericile evanghelice și din cei care s-au rugat, credința voastră a contribuit ca lucrul acesta să fie posibil. Eu sunt sigur că Dumnezeu și-a întors fața și și-a plecat urechea la rugăciunile voastre. Așa că mare putere are rugăciunea celui neprihănit. Deci nu încetați să vă rugați și în același timp nu încetați să vă întreceți pe fiecare a face cât mai mult voia lui Dumnezeu. Asta ne va da putere ca împreună, atunci când mijlocim pentru ceva, să avem biruință și să avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Alex, lăudat să fie Domnul pentru Amin. tot ce a făcut în viața ta și Amin. face în continuare în viața ta, în familia ta, acolo la locul de muncă și de asemenea în viețile noastre.
Ești o mărturie vie, să nu uiți niciodată experiența asta, să-ți o povestești. N-am cum, cred că se vede astea, rămân și... Oriunde te vei duce să mărturisești cu putere, atât în fața colegilor tăi, pacienților tăi, probabil, pe care îi vei avea în continuare, și mai mult acolo unde ți se va da posibilitatea de a sluji, să o slujești fără ezitare, indiferent pe unde te va duce Domnul. Amin. Acolo unde Amin. Va fi nevoie de tine. Cred că Dumnezeu de-aia te-a și ținut. Părerea mea personală este că Dumnezeu te-a îmbrăcat cu tot ce trebuie să faci ca să slujești. Ți-a dat dar de cântare, ți-a dat o meserie cu care ai de a face. Toată slava Lui. Și mai mult acum te și pregătește din punct de vedere al cunoștințelor biblice, deci ai putea să fii fără nicio problemă un om de bază, slujitor. Acolo cât Dumnezeu va găduie în Italia? El știe ce planuri are cu mine și eu m-am lăsat tot timpul la dispoziția lui Dumnezeu. Încă o mică experiență vreau să-ți povestesc, Cătălin. Se întâmplă cu ani în urmă, eram deja căsătorit cu Ligia. Ligia mergea într-o biserică italiană, o biserică foarte faină aici în Milano. După aceea a trebuit să-și urmeze soțul și să vină la biserica noastră. Dar într-una dintre duminici, un pic dezamăgit, o perioadă mai sumbră, vroiam să renunț la muzică, nu erau foarte multe încurajări pe acest aspect. Așa, și am mers acolo și am cerut la Dumnezeu ca El să-mi vorbească în mod direct. Și eu când cer la Dumnezeu, dacă e Îngerul Dumnezeu să-mi dea o anumită mașină, eu îi zic pe nume, nu îi spun că vreau o Dacia Logan. Eu îi spun că vreau asta, pentru că Dumnezeu oricum știe. Nu trebuie să ne mai ascundem după degete. El oricum, dacă spune că ne cunoaște din pântecele mamei, el nu stare să mai spun eu vreau Logan când eu de fapt vreau Mercedes, nu? Trebuie să fim realiști. Așa spun și acolo, am cerut lui Dumnezeu ca să-mi vorbească prin păstorul ăla. Am zis să-mi vorbească mie clar. Dar acum, sincer, n-am crezut să-mi vorbească chiar așa clar. Că păstorul la jumatea predicii se oprește și spune, Dumnezeu are un plan special cu tine, tinere. Și să reacă la mine. Așa că am fost dus în față, păstorul a venit și ne-a șoptit la nu trebuie să dai înapoi, nu trebuie să fii dezamăgit de cei din jurul tău. Tu trebuie să mergi înainte pentru că Dumnezeu are un plan special cu tine. Spun, o încurajare mai tare decât asta nu poți să primești mult... și așa să se vorbească Dumnezeu. Nu știam, nu cunoșteam, venea din Africa de Sud, îl vedeam de prima dată. N-a fost un scenare, n-a fost nu știu ce mai vedem noi pe la televizor. Dar o dată dovada că Dumnezeu vorbește în mod concret atunci când vii sincer înaintea Lui. Când ne mai vedem, îți mai povestesc și eu experiențe de genul ăsta, că am fost primit încurajări de la oameni la care n-aveau nicio treabă și nu te așteptai, oameni care n-aveau probabil nicio treabă cu credința creștină, dar am simțit că Dumnezeu vorbește prin gura lor. Păi Dumnezeu a vorbit și prin o măgăriță, dacă ți-aduce aminte. Exact, exact. Alex, îți mulțumim pentru seara aceasta. A fost o discuție încurajatoare pentru noi toți. Ne bucurăm când auzim mâna lui Dumnezeu, când vedem de fapt mâna lui Dumnezeu când lucrează și mai mult când copiii lui sunt gata să povestească aceste experimente. Aici noi, în studioul Protocens Media, ne-am bucurat de experiența ta, să spunem, cu Dumnezeu. Am văzut mâna lui Dumnezeu, ne-am rugat și o vom face în continuare ca Dumnezeu să-ți dea putere să te recuperezi și mai mult să duci mai departe slujirea. Și atunci când vei putea veni în România și ajunge în București, te așteptăm la o nouă emisiune, poate față în față. Avem aici și posibilitatea de cântare. Aș vrea să te auzim în studio cântând și dă slavă Dumnezeu pentru ceea ce faci tu. De asemenea, vreau să te încurajez să-ți duci mai departe lucrarea la care te-a chemat. Mulțumesc. Du-te, mărturisește la acolo, la locul de muncă, cântă și vorbește cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu va avea multe de lucrat cu tine. Îți mulțumim și încheiem misiunea din seara aceasta. Noi, echipa, stimați prieteni, vă mulțumim că ați fost cu noi. Vă mulțumim că ne-ați încurajat și mai mult ați ascultat această experiență reală cu virusul COVID-19 și mai mult experiență reală cu Dumnezeu. Un om care lucra în momentul acela a fost infectat cu acest virus și prin mâna lui Dumnezeu a trecut și a ajuns biruitor, a scăpat cu viață și mai mult este hotărât să ducă Evanghelia mai departe, indiferent de ce s-a întâmplat în viața lui. Încheiem seara aceasta, vă mulțumim că ne-ați ascultat și mai mult că veți fi și mâine seară cu noi. Sunt Cătălin Vasile și echipa Protocens Media vă spune o seară bună, la revedere!